Berbec. Succesul e o dulce prăjitură. Uneori este o amăgire. Știți cum se zice, cum e tot ce e bun, ori e ilegal, ori e imoral, ori îngrașă. Eu tot susțin dulcele, pentru că altfel, fără dulce, viața e pustiu. Prin urmare, poate fi o dulce prăjitură, o amăgire sau o încercare, pentru că voi iubiți competiția și acceptați provocările. Soarele cu eclipsa de lună vă arată realitatea concretă. Da? Deci trebuie să rămâneți ancorați în realitate, trebuie să știți cum să eliminați tot ce este poate mult prea dur sau vă încorsetează sau sunteți închiși sau nu evoluați cum vă doriți. Chiar de multe ori, în plan profesional sau sentimental, smulgându-vă ochelarii de cal. Și cred că am spus foarte mult, pentru că dacă este să mă duc mai mult pe informație, trebuie să știu, de exemplu, cum arată astrograma partenerului, partenerei de viață, cum arată astrogramele coechipierilor, ca să rămânem în zona aceasta, la locul de muncă. Dar cred că ați înțeles esența. Prin urmare, cuvântul cheie la berbec, rătăciri sau, pentru unii, rătăciți, știți cum se spune, rătăciți în tranziție, nu-i departe de adevăr, dar căutați ghidare și îndrumare. Ăsta este mai mult decât un semn important.